Salut și bine v-am regăsit! Eu sunt Melania, iar astăzi vom face împreună o nouă rețetă. Rețeta copilăriei mele și una dintre acele rețete care poate completa oricând cu succes platourile cu prăjituri, de sărbători de exemplu. Iar dacă ați avut o lipsă, mai ales în această perioadă, sau ați stat puțin în cumpănă la ceea ce anume ați vrut să faceți, iată o idee minunată care va fi cu siguranță și foarte îndrăgită. Mai simplu decât atât, rețeta este cu ingrediente absolut toate la îndemână, iar din aceeași compoziție veți putea face direct două feluri de prăjituri sau după cum vreți voi fiecare. Așadar, fie că veți alege porția de cornulețe sfărmicioase sau de asemenea și porția de prăjiturele cu forme care sunt întotdeauna apreciate și preferate de către toți copilașii, rețeta va fi una cu siguranță iubită. Despre aceasta, de la ingredientele minuțioase până la coacere și pudrare cu sfaturile toate, practic rețeta pas cu pas, le veți regăsi în acest clip. Am folosit aproximativ 250 de grame de rahat pentru umplut cornulețe și care vine pentru exact jumătate de compoziție dacă veți proceda ca mine. De asemenea, puteți înlocui rahatul cu gem, magiun sau altele după gust. 400 de grame de făină, 15 grame coajă rasă de portocală sau lămâie, important este să folosiți pentru că ajută foarte mult la gust, un vârf mic de cuțit de sare, o jumătate de esență de vanilie sau dacă vă place o altă esență, dacă nu, puteți să-l lăsați și fără, un jumătate de plic praf de copt, aproximativ 100-120 de grame de zahăr pudră vaniliat sau simplu, iar din acesta 40-50 de grame după gust vor fi pentru compoziția aluatului, iar restul pentru decorul final. Partea cu pudrarea. 180 de grame de unsoare, 2 gălbenușuri, între 150 și 300 de grame de smântână pentru partea finală. Se frământă totul cu smântână. Așadar, aici variază puțin cantitatea și în funcție de ce smântână alegeți pentru a folosi, este indicat să folosiți o smântână cât mai grasă. Într-un castron am pus făina cu sarea pe care le-am amestecat foarte bine ajutându-mă de o lingură. Apoi am adăugat și zahărul pudră vaniliat și am amestecat iar foarte bine. Am adăugat și jumătatea de plic de praf de copt, încorporându-l și pe acesta. Apoi coaja de portocală răzălită, încorporându-l la fel în compoziție. Am adăugat și cele două gălbenușuri, apoi și cantitatea de unsoare, iar apoi am trecut la frământat. Procesul de frământare este unul foarte simplu. Practic, amestecăm foarte bine toate ingredientele pe care le-am pus în castronul nostru până acum. După ce compoziția începe să se lege bine, adăugăm treptat din cantitatea de smântână. Apoi, continuăm cu frământatul. Facem asta de câte ori este nevoie. Adăugăm smântână tot câte puțin și continuăm să frământăm mai departe. Pe lângă partea cu frământatul care este ușoară, procesul este destul de scurt și durează undeva la 5-6 minute în total. Este gata când compoziția nu se mai leagă de mâini deloc. După ce aluatul s-a format, am luat o folie și am pregătit totul pentru a pune la frigider. Cel puțin 30 de minute. Se poate chiar și mai mult. Și refăcând de atâtea ori rețeta, am încercat să îl las mereu măcar o oră. Iar voi, lăsați-l cât puteți. Însă, important este să îl puneți și să nu îl lindeți chiar imediat. Asta pentru că la frigider, aluatul se mai răcește și se întărește. Și în acest fel, veți putea lucra foarte ușor cu el și se va întinde și foarte bine. Între timp ce aluatul a fost la frigider, eu am pregătit și am tăiat bucățile de rahat. Astfel, pe lemnul de lucru, am pus puțin zahăr pudră și am început să tai bucățile, în așa fel încât să obțin niște bucăți mai înguste. Nici prea groase, nici prea subțiri. Bucăți care să mi se potrivească pentru ceea ce îmi doream. De asemenea, înainte cu câteva minute să scoatem aluatul de la frigider pentru a lucra cu el, vom pune și cuptorul la preîncălzit la 180 de grade, atât în partea de sus cât și în partea de jos. După ce aluatul a stat suficient la frigider, l-am scos afară, iar acum ne vom pregăti și vom continua rețeta mai departe. Pe masa sau pe blatul de lucru, presărate cu puțină făină, va trebui să întindem aluatul. Pentru ca să pot să lucrez cât mai ușor și cât mai bine, l-am împărțit în două. Astfel am hotărât. Din prima jumătate voi pregăti o porție de cornulețe sfărâmicioase, iar din cea de-a doua parte, pe care până voi lucra cu ea, o voi pune în continuare la frigider, voi pregăti o porție de prăjiturele cu forme.
Așadar, bucata de aluat trebuie întinsă, iar pentru asta mă voi ajuta de o sucitoare din lemn sau ceva asemănător și voi presăra doar din când în când câte puțină făină. Atât. În rest, voi tot întinde. Dacă vă întrebați cam cât de mult ar trebui să întindeți, cât de subțire sau cât de groasă ar trebui bucata voastră de aluat sau foaia să fie la final, v-aș da cel mai simplu răspuns. Aveți în vedere doar faptul că în cuptor, în momentul coacerii, prăjiturelele vor mai crește de până la aproximativ 3 ori. Practic, compoziția nu doar că se va dubla, ci tripla. Deci, cum v-ar plăcea ca cornulețele voastre să fie? Segmentarea bucăților am făcut-o folosindu-mă de un cuțit rotund de pizza și aceasta puteți să o faceți, bineînțeles, după preferințe. Pentru că m-am grăbit atunci când am făcut segmentarea acestora, nu am tăiat foarte egal, însă am lăsat așa și o să vă arăt tot eu cum voi îndrepta totul, fără să fiu nevoită să întind încă o dată sau de la început foaia. Mai departe, voi pune pe mijlocul fiecărei bucăți tăiate câte o fâșie de rahat, iar apoi voi înfășura într-o parte și cealaltă să fie lipite bine părțile. Atât! Cornulețele sunt fragede, sunt moi, deci puteți să lucrați cum vreți cu ele. Însă, atente! Dacă vi se rupe în mână, de exemplu, atunci când înfășurați, restaurați fără nicio problemă totul pe loc. Sunt foarte maleabile. Asta e plăcut! Pentru acele părți care nu sunt egale cu restul, nu va trebui să le stricați. Luați doar cuțitul rotund din nou și tăiați din partea care este în plus. Cam atât. În acest fel am procedat și eu cu toate bucățile, ceva mai mari decât majoritatea. Am dat puțină compoziție și asta pentru că mi-am dorit să fie toate cât mai la fel și să nu am astfel nici neplăceri în momentul coacerii. Odată umplute, cornulețele le voi așeza pe rând în tava tapetată cu hârtie de copt, iar apoi le vom introduce în cuptorul preîncălzit, după cum am specificat și anterior, la 180 de grade, atât în partea de sus cât și în partea de jos și cu tava introdusă pe mijloc. Între timp ce prima tură este deja la cuptor, am revenit pentru a lucra și cu restul de aluat rămas cu cea de-a doua parte. Voi face o tavă de prăjiturele cu forme. Astfel, am întins la fel foaia și țin cont în continuare de exact aceeași pași ca și dincolo. Înainte de a lucra cu instrumentele alese, le voi băga în puțină făină ca să nu se prindă de aluat și să-mi iasă cât mai bine fiecare formă dorită. Astfel, fac formele și le pregătesc pentru următoarea tură pe care o voi introduce la cuptor imediat ce scot cornulețele. După exact 12 minute, am verificat cornulețele și acestea arătau așa. Pentru că în partea de jos erau deja gata, dar mi-am dorit să fie și deasupra ceva mai rumenite, am reintrodus tava la cuptor, însă am mutat-o foarte sus de această dată. Astfel, căldura aragazului și care bătea de deasupra, în doar 2-3 minute, le-a rumenit foarte frumos și acum arătau exact cum mi-am dorit. Am procedat exact la fel și cu formele. La final, le-am lăsat toate la răcit până aproape de a fi reci complet. A trebuit să fac asta deoarece dacă le-aș fi trecut prin zahărul pudră vaniliat atunci când erau fierbinți sau foarte calde, s-ar fi lipit prea mult de ele și nu ar fi fost bine. Așadar, când au fost aproape reci, doar atunci le-am trecut prin zahărul pudră. Așa, am avut parte de un rezultat pe măsura așteptărilor și ne-am bucurat tare mult de ceea ce am reușit să obținem. Sper că v-a făcut plăcere să urmăriți această rețetă și dacă o veți încerca, vă doresc încă de pe acum mult spor. Nu uitați că, de asemenea, aceasta este o rețetă pe care puteți foarte ușor să o ajustați după preferințele voastre, iar dacă o faceți odată și o doriți poate, de exemplu, data următoare, cu niște cornulețe și prăjiturele chiar mai sfărâmicioase de atât, puteți doar să adăugați mai multă untură, iar rezultatul este incredibil. Noi însă am ajustat-o, bineînțeles, după gusturile noastre și exact la fel v-am zis-o și vouă mai departe.
De asemenea, la partea de coacere, țineți cont foarte mult de cum funcționează aragazul vostru, deoarece timpul de coacere diferă întotdeauna de la un cuptor la altul. La mine, v-am spus cum a fost. Și de asemenea, țineți cont că dacă prăjiturelele voastre vor fi mai mari sau mai groase, poate, vor avea nevoie de ceva mai mult timp de coacere, evident. Știu că dacă vă aflați aici, urmăriți această rețetă, este cu siguranță pentru că vă doriți o reușită cât mai frumoasă a unei asemenea rețete pentru atunci când o veți face sau dacă o veți face, fie aceasta, fie poate altele. Chiar, indiferent de când va veni momentul pentru a mai încerca ceva vreodată și dacă o veți face, sper să aveți puterea de a o face cât mai bine întotdeauna, cu multă plăcere și pentru a duce multă bucurie celorlalți. Numai bine!